Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre probleme de organizare a datelor și despre date statistice organizate în tabele. Avem în față o diagramă cu rezultatele obținute de elevii clasei a 8-a la simularea la matematică. Haideți mai întâi să analizăm cu atenție rezultatele și să trecem aceste date în tabelul de mai jos. Câți elevi au luat nota 4? Dacă ne uităm cu atenție, observăm că nota 4 a fost luată de doi elevi. Apoi, nota 5 a fost luată de 4 elevi, nota 6 de 6 elevi, nota 7 de 7 elevi, nota 8 de 5 elevi, nota 9 de 4 elevi și nota 10 de 3 elevi. Haideți să vedem acum prima întrebare: câți elevi sunt în clasă? Observăm că în acest tabel în care am organizat datele din diagramă, pe al doilea rând, regăsim numărul elevilor. Și atunci, pentru a afla numărul elevilor din clasă, vom avea 2 plus 4 plus 6 plus 7 plus 5 plus 4 plus 3. Haideți să vedem asocierile astfel încât această adunare să fie rapidă și eficientă. Și avem 2 plus 5 plus 4 este 11, 6 plus 4 este 10, 7 plus 3 este 10 și obținem că în acea clasă sunt 31 de elevi. Mai departe, câți elevi au note mai mari sau egale cu 8? Asta înseamnă că suntem în această zonă a tabelului, așa că vom avea 5 plus 4 plus 3 și obținem 9 plus 3 și avem 12 elevi. Mai departe, câți elevi au cel mult nota 7? Ce înseamnă cel mult nota 7? Înseamnă să nu depășim 7. Asta înseamnă că vom avea numere mai mici sau note mai mici sau egale cu 7. Așa că obținem 2 plus 4 plus 6 plus 7 și avem 9 plus 10. Asta înseamnă că. 19 elevi au luat cel mult nota 7. Mergem acum la ultima întrebare. Cât este media clasei? Nu uităm că noi știm că în clasă sunt 31 de elevi și acum să vedem cum calculăm media clasei. Avem 2 elevi care au luat nota 4. Asta înseamnă că nota 4 se repetă de două ori. Din acest motiv vom avea 4 ori 2. Apoi avem 4 elevi care au luat nota 5, așa că avem 5 ori 4. Apoi 6 ori 6, 7 ori 7, 8 ori 5, 9 ori 4 și 10 ori 3, totul împărțit la numărul elevilor din clasă. Asta înseamnă 31. Și haideți să facem aceste calcule și avem 8 plus 20 plus 36 plus 49 plus 40 plus 36 plus 30, totul împărțit la 31. Haideți să vedem ce putem să facem. 20 plus 40 este 60. 36 plus 36 este 72 și cu acest 30 va fi 102 și îl păstrăm pe 8 și pe 49 și acum 60 plus 49 înseamnă 109 și 102 plus 8 înseamnă 110. Și atunci vom avea 219 împărțit la 31 și haideți să vedem media clasei. Avem 31 se cuprinde în 219 de 7 ori și avem 217, ne rămâne 2. Coborăm un 0 și virgula la rezultat. 31 se cuprinde în 20 de 0 ori. Și avem 231 se cuprinde în 206 ori. Și obținem 186, asta înseamnă că restul este 14. Și pentru că pe noi ne interesează media clasei, nu continuăm împărțirea, ci haideți să vedem dacă rezultatul este 7,06. La cât îl vom rotunji, evident, la 7. Și atunci media clasei este 7. Dacă vorbim totuși de media la un examen, această medie nu se rotunjește, ci vom lua media cu două male, în acest caz 7,06. Haideți să mergem mai departe. Aveți în față graficul. Mișcării Naturale a Populației în perioada ianuarie 2020-septembrie 2021. Cu albastru avem reprezentat numărul persoanelor născute în această perioadă iar cu portocaliu numărul persoanelor decedate. Dacă ne uităm, spre exemplu, în această zonă, observăm că au fost puține persoane născute și foarte multe persoane decedate, la fel și aici. Acest lucru nu este deloc bine. Observăm aici în zona aceasta că a crescut numărul de persoane născute și numărul de persoane decedate a scăzut. Haideți să vedem acum cum scriem sub formă de tabel sau cum organizăm într-un tabel datele din perioada ianuarie 2020-septembrie 2020. Câte persoane s-au născut în ianuarie 2020? Dacă ne uităm unde este 15.000, noi suntem puțin mai sus. Asta înseamnă că avem în jur de 16.500 de persoane născute. Apoi observăm că numărul scade la 15.000. Apoi în martie 2020 avem tot 15.000, observăm că cele trei puncte sunt practic coliniare. Asta înseamnă că și în aprilie vom avea tot 15.000 de persoane născute. Apoi crește puțin și ajunge la 16.000. Apoi în iunie 2020 la fel avem 16.000. În iulie 2020 crește numărul spre 17.000. În august 2020 scade din nou la 16.000, iar în septembrie 2020 crește la 16.500, am putea spune. Și acum, haideți să vedem numărul persoanelor decedate în aceeași perioadă. În ianuarie 2020 suntem puțin sub 25.000, asta înseamnă că avem 24.000. Apoi, în februarie, a mai scăzut numărul și suntem la 22.000. Apoi a crescut numărul și suntem la 23.000. Apoi, din nou, a scăzut numărul la 22.000. Apoi, în luna mai 2020, a mai scăzut puțin și suntem la 21.000. Apoi, observăm că rămânem tot la 21.000 și în iunie. Apoi, în iulie, observăm că numărul crește, crește puțin, aici era 21, asta înseamnă că numărul a crescut la 22.000. Apoi, în august, crește și mai mult și ajunge aproximativ la 24.000, iar în septembrie 2020, numărul scade din nou la 22.000. Haideți să mergem acum să răspundem la câteva întrebări. Prima întrebare, câte persoane s-au născut în martie 2020? Pentru că noi am organizat deja datele în tabelul de mai sus, putem să luăm direct din tabel această informație și observăm că în martie 2020 s-au născut 15.000 de persoane. Haideți să mergem la următoarea întrebare. Câte persoane s-au născut în medie într-o lună de primăvară? Primăvara anului 2020 înseamnă lunile martie, aprilie, mai. Și trebuie să vedem câte persoane s-au născut în medie. Asta înseamnă că vom calcula media aritmetică. Și avem 15.000 plus 15.000 plus 16.000 totul împărțit la 3 pentru că avem 3 luni și atunci efectuăm această operație și avem 30.000 plus 16.000 împărțit la 3 și obținem 46.000 împărțit la 3. Haideți să facem împărțirea, 3 se cuprinde în 4 o singură dată, ne rămâne 1, coborâm pe 6, 3 se cuprinde în 16 de 5 ori, ne rămâne 1 în 10 de 3 ori, în 10 tot de 3 ori și în ultimul 10 tot de 3 ori și bineînțeles că vorbim de numărul de persoane, asta înseamnă că nu aș putea să am un număr cu virgulă, dacă ar fi să-l rotunjim, atunci avem în medie 15.333 de persoane născute într-o lună de primăvară. Și în final, Știați că recensământul este o operație care constă în înregistrarea statistică a datelor supuse observării, populație, număr de animale, de vehicule, etc. Unul dintre cele mai timpurii recensăminte a avut loc în perioada 500-499 înainte de Hristos, în Imperiul Persan și a avut drept scop înregistrarea pământurilor existente și impunerea impozitării. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. În tabelul de mai jos sunt reprezentate vârstele elevilor dintr-o școală: câți elevi sunt în școală, câți elevi au sub 10 ani și câți elevi au cel mult 13 ani. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.